Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici două silver cu 151 de gold, Thumbstone și Barbarians și încă unul cu 147 de gold, Hell Spirit și Ice Spirit. Ok, să vedem, mai avem aici un giant chest pe care tocmai l-am câștigat cu 2961 de gold, Goblin Barrel, mai avem Battle Healer, Skeleton Barrel și Elixir Golem. Ok, și am luat un total de 660 de Star Points. Să vedem, mai avem și un Free Chest, care are 106 gold, 2 gemuri, Fire Spirits și Hell Spirit. Ok, bun. Haide acum să continuăm cu meciurile din challenge. O să mergem pe același deck cu care am reușit să obținem două victorii din două meciuri. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați pe butonul de like. Ok, am pus un Baby Dragon acolo. Să trimitem imediat și Mini P.K. O să pun bandita aici, cred că se va... Mă gândeam că se va anihila cu acel... cu bandita lui, dar... am pus până la urmă Valkyra și cred că a fost o alegere bună. Și cât damage am reușit să dăm acolo pe partea stângă. Am mai rămas cu sub 1000 la viață. Punem din nou Baby Dragon-ul. Scăpăm de acel Ice Wizard. Acum vine cu un ghost pe partea stângă. Și am neglijat acolo acea bandită. Și cât damage a dat acel... cel P.K. mare, ne-a scos două trupe fără să clipească. Hai să punem Valkyra aici. Să punem și Tesla. Și... mă gândeam că nu va lovi. Okay. Și ne luăm acolo puțin damage de la Dark Prince. Puțin mai mult chiar. Da, ne-a cam lovit. Trebuie să ne apărăm foarte bine de acum încolo. Punem aici Mini P.K. Trimitem o bandita. Ok, am pus Tesla în centru. Ok, scăpăm acolo de... și ne luăm o grămadă de damage. Hai să dăm aici un Fireball. Să pun și Freeze-ul, dar cam târziu. Hai să vedem cum scăpăm de acest P.K. mare, deși cred că vom... Da. Și pierdem acest match din cauza acelui poison. Ne-am grăbit, nu știu. Puteam să câștigăm match-ul. Da, hai să continuăm. Începem cu un Baby Dragon. Trimitem și Mini P.K. Ok, dăm un freeze aici și din păcate pune Skeleton Army. Ne scoate Mini P.K.-ul. Și ne atacă cu un Mini P.K. Hai să vedem. Da, ne va scoate turnul fără îndoială. Și încă un hit pe turnul
centru. Da, a jucat bine. Hai să vedem. Să începem din nou cu Baby Dragon, nu? Punem o Valkyra aici. Vedem și Bandita. Și hai să vedem dacă reușim ceva cu acest push. Da, îi dăm ceva damage acolo. Poate chiar o scoate turnul, deși nu cred. Hai să vedem. Da, îi scoatem turnul, dar ne dă și el o grămadă de damage cu acest Elite Barbar. Îți trimite din nou Baby Dragon, nu? Dar așteptăm să avem elixirul pe full. Ok. Am trimis Baby Dragon, nu? Să încercăm din nou un push cu Valkyra și Bandita. Să punem Tesla pentru defense. Okay. Și norocul nostru e că dă acel Baby Dragon o grămadă de damage. Să încercăm un nou atac, îmi dau un Prieros aici pentru și Skeleton pe care nu i-a pus, i-a pus mai târziu. Dar reușește mini pe ca să ajungă pe turn și să dea două hituri, astfel încât îi scoatem turnul. Și trebuie să mai stăm 10 secunde. Ok, 5 secunde? Nu cred. Atât de aproape. Și reușim să obținem victoria la limită. Eram foarte aproape să pierdem meciul, dar cu puțin noroc am reușit să obținem victoria. Bun, ne luăm reward-ul, 1000 de gold, și hai să dăm și ultimul meci. Începem cu Valkyra. Trimitem și Baby Dragon-ul. Ah, doar că are acolo un P.K. mare. Cam mare, înseamnă că vom hai să punem Bandita și vom da un freeze. Punem și Eros. I-am luat jumate din viață. Hai să ne apărăm de Fire Spirit și de acel pe cam mare. Ok, trebuie să dăm aici un Fireball pe pompă. Bun, vom pune Tesla și suntem safe momentan. Ok, bun. Trei muschetiers. Ok, trei muschetiers. Să trimitem Bandita și Valkyra aici. Bun, și scăpăm cu bine și de acest atac. Chiar destul de bine. Acum trebuie să ne apărăm de P.K. Bun, scăpăm fără hit din partea lui P.K. cel mare. Dar băi, joacă destul de bine băiatul. Ok, să ne forțează să dăm un Fireball acolo. Bine, poate am fi putut să așteptăm să-l dăm un pic mai târziu ca să, uite, să prindem și muschetirele. Trimite mini P.K. Da, și mai pune Valkyra și Freeze acolo și ar trebui să-l
Îl facem pe micuț. Mai dăm un Eros. Ah, necesar. N-a fost necesar acel Eros. Am pierdut elixir. Dăm un fireball acolo care prindem doar... Nu, înapoi. Bun, scăpăm de pe camare. Și hai să vedem cum îi doborâm turnul din dreapta. Dar trebuie să trimitem un push destul de puternic. Și ce bine că s-a dus pe turn acea bandită. Oricum s-ar fi dus mini P.E.K.K.A. și doboram. Și reușim să obținem încă o victorie. Hai să vedem ce reward ne aduce. Ne aduce 5 P.E.K.K.A. mare, care sunt foarte bineveniți, pentru că P.E.K.K.A. este una dintre cărțile cele mai puține dintre epice. Mereu când venea duminica ceream P.E.K.K.A. mare. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!